timp ce Tribule umblă ca un nebun căutându-și copila răpită, la Louvre, în somptuoasa anticameră a regelui, s-au adunat curtenii care au furat-o pe Blanche. Ei așteaptă deșteptarea regelui ca să-i ofere prada pe care au închis-o într-o cameră alăturată. Acum ești liniștit, domnule de Cosse? Oarecum. Dar părerea mea e să-l mai lăsăm pe Tribule să se zbată și să nu-i spunem că iubita lui e în mâinile noastre. Eu i-am trimis azi dimineață un bilet nesemnat prin care un amic binevoitor îl științează că iubita lui a fost expediată în străinătate. Și eu, prin servitorii mei devotați, am lansat un zvon care să ajungă la urechile bufonului cum că o femeie care striga ajutor a fost dusă cu forța la hotelul Otford. Să o caute tocmai acolo. De cere, aud pașii regelui. Vine aici. Bravo, domnilor. Vă felicit. Dar nu văd femeia. Nu știm dacă este amanta sau soția lui Tribule. Nu-l credeam pe Tribule un familist. Și ce bine a păstrat secretul. Și dacă ar ști ei, și ce fată delicioasă are. Dar să-i suflu amanta bufonului? Asta mă amuză mai mult ca orice. Maestatea voastră dorește să o vadă? Nu înțeleg de ce întârziați atât. Unde e? În salonul de alături. Să poftească. Intrați, frumoasă doamnă. Nu aveți de ce vă teme. Vă găsiți în fața maestății sale regele Francisc I și vă rugăm să vă scoateți vărul. Cum? El e regele? Domnilor, ați făcut o gravă confuzie. Vă rog să ne lăsați singuri. Blanche, tu ești. Și tu, Gauche, mai e. Frumoasa mea, Blanche-a mea, vină în brațele mele. Ești rege, rege. Lăsați-mă, sire. Nu știu cum să vă vorbesc. Domnule Gauche, mai e. Nu știu ce să cred. Ce să fac? Cum? Tu ești regele. Dar oricine-i fi, te rog să ai milă de mine. Să am milă de tine? Eu care te ador? Dar ce-ți spunea Gauche Maillet, Francis I, îți repetă, mă iubești și te iubesc. Ce, fiindcă întâmplarea m-a făcut rege, trebuie să mă urăști? Deci înainte ne așteaptă numai plăceri și bucurii, ca pe doi amanți fericiți. Ce puțin semene acum cu ceea ce mi-închipuiam. Fiindcă tu credeai că sunt un îndrăgostit care nu face decât să suspine. Blanche, tu nu știi ce te așteaptă. Eu sunt stăpânul Franței, al unui popor de 15 milioane și nu doresc decât un singur lucru, ca tu să fii stăpâna acestui stăpânitor. Eu sunt regele și tu vei fi regina. Regina? Dar cu soția voastră ce o să se întâmple? Ce inocență! Dar regina nu e amanta regelui. Amanta regelui vei fi tu! Ce rușine! Niciodată nu voi putea face o asemenea faptă. Eu nu sunt decât a tatălui meu. Tatăl tău nu e decât bufonul meu, Tribule. Tatăl tău mi-aparține și fac cu el ce vreau. Tata! Bietul tata! Cum? Totul... Absolut totul va aparține. Blanche, Blanche, nu plânge. Uite, îți cad în genunchi și te rog, vino, vino lângă mine. De ce nu-mi spui și acum că mă iubești? Nu pot. Dar te rog, te rog să mă ierți că te-am jignit fără să vreau. Mai bine mor decât să te văd plângând. Dar cum e posibil ca un rege al Franței să facă să plângă o femeie? Sunt zăpăcită și nu mai înțeleg nimic. Nu e așa că totul nu-i decât o glumă, o farsă. Dacă ești într-adevăr rege, atunci tatăl meu trăiește și poți să mă redai lui. Dacă mă iubești, poți să-mi explici de ce am fost răpită cu urale de victorie. În schimb, eu nu știu dacă vă mai iubesc de când sunteți rege. Un singur lucru simt. Acum mi-e frică de dumneavoastră. Frică? De ce? Nu știu. Lasă-mă. Lasă-mă să te sărut. Nu vreau. Nu trebuie. Ce faci? Unde fugi? De ce te-ai ascuns acolo în cameră? De ce te-ai zămărât? Deschide! Deschide!
și copii. Unde a găsit ea să se refugieze? Tocmai în dormitorul meu. De unde să știe ea că eu mai am o cheie de rezervă și intru tocmai când se crede mai în siguranță? Acum nu mai îmi scap porumbița mea. De ce nu mă lași singur? Blanche! Te rog! Blanche! Te rog! Blanche!